Ia fiți atentă, bam, bam. Păi eu mă scuipă și ăsta oare? Du-te încolo că scuip bătut. Astăzi, băi și fete, voi încerca să bat Minecraft-ul cu ajutorul unei drujbe. Oh, da, ți-ai auzit bine, o drujbă, fraților. Uitați-vă, chiar în mâna mea am o drujbă. Și bine, pe lângă drujba asta mai avem și un burghiu. Oh, da, astăzi o să fim nici nebun, o să fim mari meșteri. Așa că hai să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul. Ei bine, hai să vă explic un pic care e faza cu drujba asta și cu burghiu. Ei bine, cu cât eu o să țin apăsat mai mult pe mouse, cum ar veni, cu atâta o să crească rotațiile pe minut. Și bineînțeles, dacă dați și voi un like acum, o să crească și mai mult rotațiile. După cum vedeți, am ajuns deja la 11.000 de rotații, 12.000 și deja scoate un sunet super tare această drujbă. Și doar uitați-vă cum sparge această drujbă, copacii. Ce ai făcut, mă nene, mă? Ce ai, mă, ești nebun că sparge imediat. Și hai să testăm drujba asta și pe un mob chiar. Ia fiți atentă, dar nu, băie și fete, să vedeți cum intră drujba asta în făcuțele astea. Oh my god, frate, deci efectiv le dă one shot. O treabă n-am cu drujba asta. Și acum probabil vă întrebați, bă, dar care e faza cu burghiu? Ei bine, cu burghiu o să putem să spargem blocuri de genul piatră și toate cele, că doar nu poți să spargi piatra cu drujba, știți ce zic? Și am putea chiar acum să mergem să luăm niște iron, pentru că cu burghiul ăsta putem să luăm direct iron. Funcționează practic ca un pickaxe, dar pe lângă faptul că funcționează ca un pickaxe, funcționează și ca o sabie. Să vedeți acum cu lomorâm pe domnul zombie. Trebuie să crească rotațiile pe minut, băieți și fete. Ok, ok, cred că putem să-i dăm damage. Oh no, oh no, oh no, deja îmi dă el mie damage. Apa nu, cu drujba putem să-i batem, nu cu burghiul. Ok, deci cu drujba trebuie să tăiem mobii. Ia fiți atentă. Bam, bam. Mamă, frate, cum poți să-i tai cu drujba efectiv? Dar avem o singură problemă, băieți și fete. Pe lângă faptul că am o săgeată în cap, problema este că eu pe lângă burghiu și drujbă mai am doar două locuri în inventar. Doar două locuri, ceea ce înseamnă că o să fie destul de greu totuși. Adică nu o să fie totul chiar așa ușor. Ok, și acum trebuie să ne gândim foarte bine cum să folosim aceste două sloturi din inventar. În primul rând e foame, așa că o să mă duc să iau cărnița asta neapărat. Iar după o să mergem să luăm niște iron și niște coal. Cred că cea mai bună variantă ar fi să ne facem un chest sau ceva. Așa că hai mai întâi să ne facem un crafting table. Bam, o să pun crafting table-ul fix pe floarea asta, gen what? Ok, și hai acum să ne facem un chest. O să punem un chest aici ca să putem să punem chestii în el, știți ce zic? Ok, iar acum hai să mergem să adunăm niște iron. Niște iron ar trebui. Oh, întâi să luăm coal-ul ăsta și o să-l punem direct în chest ca să avem cu ce să prăjim iron-ul, băie și fete. Hai cu coal-ul, îi dăm cu burghiu. Fii atentă, cu cresc rotațiile astea pe minut. Și uite-te și tu cât de repede sparge, frate. Cât de repede sparge burghiu ăsta. Oh my god, uite că avem și iron aici, let's go. Dar mai întâi să luăm niște coal. Să luăm niște coal ca să putem să-l punem în chest. Ok, uite și mai mult coal aici. O să fie destul de greu, ce-i drept, o să fie destul de greu. Mă, care trage, bă, după mine? Mamă, cum le dau cu drujba, frate. Băi, ești nebun, uite-te și tu. Le dau așa și cum iese sângele din ei. Ia fii atentă, fii atentă la domnul Creeper. Cum îi dau cu drujba în cap. Ia vino, mă, coace. Șoai, mă, ești nebun că nici nu poate să mă atingă. Ia să-i dăm și la liliac. Prin liliacul, am prins și liliacul. Nu pot să se apropie nimic de mine, efectiv. Chiar sunt curios cât de repede o să batem dragonul. Dar asta vom afla puțin mai târziu. Așa că acum, hai să ne ocupăm de acest coal. Mamă, și uitați-vă și voi că am 20.000 de rotații pe minut. 20.000 de rotații pe minut. Ești nebun, bă, nene? Asta înseamnă... Ești nebun, înseamnă mult. Înseamnă mult. Înseamnă că se învârte destul de mult. Bun, hai să punem coal-ul ăsta de la... Ok, ăla e un village acolo. Bun, bine de știu, bine de știu. Hai să punem căul ăsta aici, pentru că vreau întâi să mă fac full iron, iar după cred că o să mergem în village ăla. Nu știu de ce o să mă duc în village, dar oh, am putea să facem, pentru că noi putem să tăiem cu drujba lemn, nu am putea să facem 3 drujbărăsoși. Asta ar fi o idee destul de bună, dar având în vedere că avem doar 2 sloturi în inventar. A, da, nu știu cât de bun ar fi ideea. În fine, ok, acum trebuie să luăm iron și uite că avem iron fix aici. Uite că deocamdată nu pot să-l sparg. Ok, acum, abia acum începe să-l spargă și o să-l spargă din ce în ce mai repede. Cu cât rotațiile pe minut cresc mai mult, cu atât voi sparge mai repede, băieți și fete. Vedeți, am ajuns la 14.000 și deja uitați-vă și voi cum pulverizez iron-ul ăsta. Uite și mai mult iron acolo și un domn zombie. Dă-i, bă, drumul că-ți dau cu drujba în cap. Pleacă-mă și tu de aici. Mamă, uite cât de repede sparge acum burghiu, frate, efectiv. Ok, o să trebuiască să am mare grijă, pentru că eu nu mai pot să mă regenerez acum și sunt din ce ce mai mult zombalei pe aici. O, uite o grămadă de iron. Hai că dăm cu burghiu tot iron-ul ăsta, tot iron-ul să vină la mine. Ok, am 42 de bucăți de iron și cred că ar fi o idee bună să mă car de aici. Adică mai am doar 2 inimi jumate și 4 copanele. Ok, parcurs pro.
Oh my god, o inimă jumate, nu mai facem niciun parkour. Mama, nu mai am regen deloc, ajutor. Ajutor, sper să ajung cu bine, sper să ajung cu bine. Oh nu, bine că e zombie, bine că e zombie. Stai așa, stai așa, să activăm drujba. Mama, dacă dau de un schelet acum, nu o să fie bună, nu o să fie bună. Te rog, te rog, dă-i drumul de aici. Mori, mori bă, că-ți dau cu drujba cap. Ok, ok, o să iau rotten flash-ul ăsta, o să-l bag la maț. Ca să pot să alergem. Mama, 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 mai vine unul, mai vine unul, mai vine unul, mai vine unul. Fugi, fugi, nenică. Ok, vreau doar afară, vreau să ies afară. Mama, a venit noaptea afară, nu e ok afară. Da, cred că ar fi o idee bună să fug în village-ul ăla cât mai repede ca să apuc și eu să mă culc fără să se spawneze vreun mob. O să o luăm prin apă, o să o luăm prin apă pe aici. Mi-am lăsat toate itemele acolo, efectiv, mi-am lăsat căulul acolo. Mama, și eu, în loc să iau căulul, am luat floarea asta cu mine, numărul 1 pe inteligență. Mama, hai să luăm peștișorii cu drujba. Veniți cu ace, veniți cu ace, gata, mă, tăiem pești cu drujba. Ok, ok, să băgă repede la mas peștele. Peștoiul, mă, somonul crud. Bă, ăsta se mănâncă și crud, ar trebui să-mi dea mai multe copănele. Ok, partea bună e că putem să aruncăm itemele astea. Asta e destul de bine, asta e destul de bine. Ok, bine că am ajuns în village, bine că am ajuns în village. Dileg la som cu mine. Ok, dimineața trebuie să mă duc să-mi iau înapoi căulul. Iau eu ăsta, mulțumesc. Oh, eu acum mi-am dat seama, bă, pot să folosesc și mâna stângă, bă, perfect. Mamă, uite că țin ambele chestii în mână. Dar stai, pot să le folosesc pe ambele deodată? Cum ar fi? Da, nu cred că pot să le folosesc pe amândouă. Da, nu merg amândouă deodată. Ce păcat, bă, frate. Dacă mergeau amândouă deodată era prea OP. Ok, acum trebuie să iau neapărat niște piatră ca să-mi fac niște furnale, băie și fete. Și nu cred că o să supere GJ dacă le stric casele. Sunt sigur că nu o să se supere. Dar mai întâi să-mi las și eu chestiile astea în chest. Și uite că avem și noi niște pâine aici să băgăm la maț. What, uite cum a intrat vaca asta în casă. Alo, amigo, dă-i drumul de aici, că aici nu-i grajd. Bun, hai să facem acum furnalele. Bam, 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 bam. Le punem pe toate și acum să mergem să luăm aeronul. Să-l punem direct la prăjimă, nene. Silvester, uite-l pe Silvester fake, ești nebun. Bun, și am pus tot aeronul la prăjit. Iar acum, bă, ar trebui să găsim un lava pool ceva. Ca să ne facem și noi portalul ăla de Nether. Dacă n-am găsit eu lava pool, dar am mai găsit un village. Bă, frate, ce să, bă, cu atâtea village-uri. Uite-te și tu, e și village acolo. Și village aici, sunt două village-uri efectiv unul lângă altul. Ok, n-am găsit eu lava pool, dar am găsit direct mare portal. Și cred că am putea să luăm obsidian cu burghiu. Și mai avem și două bucăți de obsidian aici și cred că ar fi perfect. Ia stai mă așa un pic. Ia să punem noi obsidianul ăsta așa, bam. Și ne mai trebuie, cred că, două bucăți. Și avem două bucăți fix aici. Așa că hai să încercăm să vedem dacă burghiul nostru poate sparge obsidianul. Hai, burghiule, am încredere în tine. O, l-a spart, bă, și l-a și dropat. Let's go. Stai, gen, what? Ați văzut că, gen, mi-a luat foc obsidianul? Bă, gen, what? Ok, ok, dar nu e problema pentru că putem să luăm bucata asta din colț. Let's go, bun, avem două bucăți pe care o să le punem așa și așa și gata, mă, portalul e gata. Ok, avem și flint aici. Opa, și ia să punem noi pantalonii valoare pe noi, bă, au și fire protection. Și acum trebuie să mă duc să iau iron-ul. O, ba nu, ba nu, ba nu, pot să aprind portalul, pot să aprind portalul. Oh, let's go, ia stai mă, așa să dăm o geană întâi în Nether până mergem să luăm noi iron-ul. A, ce, mamă, cel mai bun spawn, numărul 1 pe spawn-uri, mă, numărul 1. Holy, ok, ok, o să avem de furcă cu Nether-ul ăsta. Da, hai să mergem înapoi, hai să mergem înapoi în overworld. Ok, dar înainte să luăm iron-ul, aș vrea să testez drujba pe iron gold. Chiar sunt curios cât de repede o să bată drujba Iron Golem-ul. Ia să vedem. Fii atent, urâtule, că pot drujba pe tine. Ok. Mamă, dar aparent nu știe ce lovești. De... What? Cât de repede l-a bătut, mă, nene? A primit și 3 iron, super tare, frate, super tare. Și cred că putem să ne facem full iron acum. Bun, hai să vedem, s-a făcut tot iron, nu cred? Da, mă, da. Iar acum putem să ne facem și noi amodo bazuca completa. Bă, dar sincer să fiu, nu cred că mai trebuia să-mi fac pantaloni. Pentru că o să-i țin pe ăștia de gold, că poate găsim și noi un bastion. Adică ar fi mai bine să facem rost de perle de acolo. Ok, și acum sunt în sfârșit amodo bazuca completa. Dar acum întrebarea e... Și o să-mi iau la mine Nether, frate. În primul rând o să avem nevoie de niște mâncare, asta clar. Și nu știu ce să mai iau, bă, frate. Ok, deci îmi iau mâncarea. Și până la urmă trebuie să mă întorc cu perle și blaze-uri. Deci automat astea două sloturi vor fi ocupate. Deci nu cred că o să pot să-mi iau scutul la mine. Probabil scutul o să-l arunc de la un moment dat. Dar în fine, hai acum să ne luăm și noi niște mâncărică ca să avem la noi. Ok, deci aparent nu merge să... ok, ok, deci papa scut, nu mai avem nevoie de scut, pa scut. Nu pot să folosesc drujba cu scutul, efectiv.
Mr. Piggy, dă-te la o parte, bă, că n-am vrut. Oh my god, am omorât și vacile din greșeală. Ok, ok, n-am vrut. Bun, hai că i-am sărăcit pe villager de fân. Iar acum hai să ne facem și noi un stack de pâinici măcar. Ok, avem stack-ul de pâinici, iar restul de fân o să-l trecem în chestul ăsta. Asta o să rămână chestul nostru de bază. Și cred că suntem cam gata să mergem în Nether, nu? Bun, am ajuns la portal, iar acum hai să intrăm și să vedem dacă putem să găsim și noi un fortress, un bește, ceva lejer de vară. Bun, am ajuns să baiem ăsta super urât de bazalt, iar acum trebuie să vedem pe unde scăpăm și noi de aici. Ok, cred că pe acolo ar fi o idee bună. Mamă, efectiv ăsta e baiem de parkour, mă frate. Dacă vrei să devii pro la parkour, efectiv fii într-un baiem de bazalt, că de ce nu? Ce mapă de parkour, mă frate, când uite-te și tu ai bazaltul ăsta, asta direct parcurs pro te faci. Ok, asta o să doară. Oh my god. Nu, mamă, ce era să pică lavă. Bă, tu chiar ai tupeu. Tu chiar ai tupeu, mă, nenorocitule. Ia, bă, de aici drujbă în cap. Haide, bă, nu mai moare ăsta. Mă, ce se întâmplă? What? Voi vedeți? Ce dau cu drujbă în el? Și nu și-a damage, dar nici nu mai dă mine. Ok, suntem frățiori acum că l-am venit cu drujba. Ia vezi, ia că mi-a făcut prieten. Bă, și eu nu știu de unde iese sânge din scheletul ăsta. Adică scheletul ăsta n-are cum să aibă sânge, că e doar oas. Ok, prietene, îmi pare bine că nu dai. O, ia stai așa. Ia uite, fortress-ul, bă, ești nebun. Ok, prietene, te las în pace. Bă, dar de ce nu merge să-l omor pe ăsta? Păi ia, te rădă, nu-ți dau cu drujba în cap așa. Ia, bă, de aici, drujbă direct în căpău. Mori. Mamă, bă. Mamă, câtă drujbă, a trebuit să-i dau un cap. Ia uite, bă, a drupat și Marcu și săgeți. Ok, dar dacă n-am putut să dau un scheletele ăsta cu drujba, sper să pot să dau măcar în blazuri. Oh, no. Oh, no. Oh, no. De ce? Nu. Nu merge drujba, băi și fete. Deci nu merge drujba, ce? Dar apare drujba îi face să stea nemișcați, așa că putem să-i batem și așa, zic. Ok, ok, avem 13.000 de rotații. Vino cu acest domnul Blazeman. Hai să încercăm să-l ținem pe loc cu asta. Ok, pare să stea pe loc. Mamă, mamă, mamă. Stai că m-a atacat altul. Ok, o să treia să-i bat pe rând, gen. Bă, partea bună e că nu prea poate să se miște ei. Mamă, dar încă poate să dea cu foc pe mine. Mori, bă, nenorocitule. Mamă, o să dureze o veșnicie până îi dau eu cu asta. Bun, avem două blaze roduri. Haide, mă, vino și tu cu acest, stai pe loc. Bă, e bine că nu mai poate să se miște după ce le dau cu drujba. Da, o să dureze o grămadă până îi dau eu capul ăsta să moară. Bă, de ce te miști, bă? Nu te mai mișca. Oh my god, două inimi jumate. Ia să vedem dacă merge treaba asta și pe Wither Skeleton. Da, uite că nu mai știe unde e. Efectiv, nu mai știe de el. Ok, l-am omorât. Mă, uite aici, brigadă, bă, cu ăștia o să fie greu, trebuie să-i hipnotizez pe rând, uite-te și tu. Ok, l-a hipnotizat pe primul. Oh my god, mori. Hai, mă, mori, că dau prietenii tăi în mine. Oh my god. Nu te băga în față, Mr. Piggy. Ok. Da, de ce nu mi-am făcut eu o sabie de iron? Ia stai, poate găsim ceva iron în chestul ăsta. Ok, n-am găsit niciun pic de iron. Stai, pe loc. Hai cu iron aici, mamă, let's go, am găsit iron aici. Bun. Hai să luăm iron-ul ăsta și poate găsim niște lemn pe undeva. Ok, am plecat un pic din fortress, băie și fete, ca să iau niște lemn. Bun, avem bățul pregătit și hai acum să ne facem sabia de iron. Bam, let's go, mă, nene. Iar acum sunt curios, bă, oare drujba merge pe un enderman, mă? Ok, nu merge pe enderman. De ce nu merge drujba pe enderman? Alo? Ok, hai că l-am fraierit nițel, papa. Tocmai ce am găsit alt fortress, băie și fete, iar acum hai să ne ocupăm. Mamă, cât de greu o să fie. Ok, ia de aici. Bun, 3 blaze roduri. Hai, îl hipnotizăm pe băiatul ăsta. Bă, nu mai da, mă, nenorocitule. Dă-i, mă, cu sabia, că nu merge cu drujba asta. Ok, aparent drujba nu merge. Nu merge, frate, efectiv. Nu merge în fortress. Cred că asta e singura explicație. Dar merge oarecum, doar că nu cum trebuie. Adică nu înțeleg de ce drujba mea, în loc să taie, să-l tai capul ăsta, îl hipnotizează, adică uitați-vă și voi. Opa, dar stai așa că m-a atacat cineva de la spate. Nu e bună. Și ceva, o să trec pe classic, nici nu mă mai complic. Hai să o dăm, îl hipnotizăm un pic, să nu mai știe pe ce planetă e. Bam, let's go, 5 blaze roduri. Ok, nu prea ai combinație să te bați cu blazurile dacă nu ai scut. Mamă, ok, bam, perfect, 6 blaze roduri. Am fugit, nu, no. Oleu, hipnoza!
Aia zic, bă. Bă, e destul de bună drujba asta, de ce să mint? Sunt curios dacă o să putem să hipnotizăm dragonul cu drujba. Haideți, mă, băieți, că mai am și eu nevoie de un singur blade rod. Aba, nu, ba, nu, mai am nevoie de încă unul. Hai, mă, dă-și tu unul, dă-și tu unul. Te rog? Bun, mă, o, blade roduri, gata, m-am fugit de aici. Am fugit de aici. Ok. Ok, ce-am găsit eu aici? Ok, ok, nu vreau să am de-a face cu băieții ăia de acolo. Nu par foarte prietenoși, dar de care beșteniu ăsta, mă? Ăsta e, stai așa un pic să ne uităm și noi pe aici să vedem. Să mai ocolim puțin pe aici pentru că vreau să știu ce beșteniu e de ăla cu brici. Mamă, uite tot goldul aici. Mamă, cât noroc, cât noroc, cât noroc. Ok, hai să luăm goldul ăsta, hai să luăm goldul ăsta. Doamne, cât bulan am putut să am, cât bulan am putut să am efectiv. Deci putem să luăm tot goldul ăsta, mamă, dar trebuie să arunc ceva neapărat și cred că o să cam renunțăm la Iron Sword, băieți și fete. O să tragem drujba asta pe dreapta, mamă, și o să trebuiască să facem și goldul, mamă, avem nevoie de... Stai așa un pic, bă, nu, 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 a căzut goldul, stai așa să nu-l ia maimuțele astea. Gata, gata, l-am luat, l-am luat, l-am luat. Bun, o să trebuiască să ne facem neapărat și un crafting table. Cred că cea mai bună variantă ar fi să ne facem un chest acum, ca să lăsăm și blaze rodurile și tot. Și gata, acum o să avem mai mult loc în inventar. Iar acum, hai să luăm goldul înapoi, că mi s-a pus aici, ok, nu știu de ce. Ok, am luat și crafting table-ul cu mine ca să schimb goldul ăsta așa. Mamă, deja avem un stack. Ok, hai să vedem cât gold ne mai iese de aici. Încă un stack. Nu, 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 nu. Dă-te de acolo, dă-te de acolo. E al meu, e goldul meu. Ok, mamă, mamă, ce erau să-mi fure goldul nenorociții. Zice ceva, acum nu mai am nevoie de burghiu, așa că o să-l punem în chest. Ok, hai că am găsit aici niște băieți cu care să facem trade-uri, așa că donați perle, mă, băieți, bă. Domnul, domnul, hai să facem niște trade-uri. Sunteți de acord? Aia zic și-o, mă, nenică. Oh, uite că a lăsat băietanul ăsta perle. Bun, bun, bun. O să avem primele perle, băieți și fete. Bun, mamă, 6 perle. Oh my god, ne dă bine rău din prima, băietanul ăsta. Ia să vedem, aici au servit băieții perle? Nu prea au servit băieții perle aici. De ce n-ați făcut, mă, perle, mă, nenorociților? Sper să dați perle de data asta, că de nou vă crăp. Se pare că avem încă o donație puternică de perle. 12 pe... Opa, opa, Mr. Piggy, de ce atași? Mamă, l-a omorât și pe ăsta cu care făceam eu trade-uri. Firai tu să fii de nenorocit, bă, Mr. Piggy. Firai tu să fii de nenorocit. Ia, te ră că te sparg, fraiere. Ok, ok, nu-l mai sparg, nu-l mai sparg. Mamă, mamă, pe ăsta nu merge să-l hipnotizez. Ok, știi ceva? Unde am pus sabia de iron? Ok, cred că am aruncat sabia de iron. N-am făcut bine ce am făcut, dar cred că am scăpat de Mr. Piggy ăla furios. Hai, mă, mai am nevoie de niște perle, mă, mai am doar 2 pâinici, bă. Ok, pare să nu mai fie niciun Mr. Piggy și uite că avem perle aici, mamă, 14 perle. Hai, mă, mai dați 2, mai dați 2 și m-am tirat de aici. Da, apare nu s-a mai donat nicio perlă, s-a cam terminat goldul. Oh my god, oh my god, oh my god. Și dă-i și fuși că vine Mr. Piggy, mamă, și mai am doar o pâine. Ok, ok, iar repede blaze rod. Nu, 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 că n-am loc de blaze roduri. Ok, știi ceva? Băgăm pâinea la maț și cred că YOLO, o să mergem fără niciun pic de mâncare. Bun, am luat blaze rodurile și am fugit direct la portal, mă, nene. Și am mai luat cu mine și un stack de săgeți, că poate, cine știe, poate o să ne facem și un marco așa la mișto, ca să avem cu ce să spargem cristalele la dragon. Ok, băi și fete, cu chiu cu vai, aproape am ajuns la portal. Mai avem super puțin, uite-l fix aici. Și let's go, ai înapoi în overworld. Mamă, cât de greu a fost efectiv. Bun, și suntem în sfârșit înapoi în overworld. Iar acum, bă, cred că ar trebui să mă duc să mă culc și să iau ceva de mâncare. Ouleu, mă scuzați, domnilor. Bun, direct la somn. Ok, ok, e dimineață. Da, și sincer să fiu, nu prea știu de ce am luat eu săgețile astea. Adică o să fie cam greu să iau și arc după mine și toate cele. Așa că acum hai să ne facem frumos blaze powder-ul și să ne facem ochianele. Aruncăm restul de blaze powder, că nu avem ce să facem cu el. Iar acum, băieți și fete, trebuie să ne facem cât mai multă mâncare. Ok, o să ne mai trebuiască mâncare. Ia să vedem dacă mai avem fân pe aici. Da, mă, da, uite că mai au GG-ii niște fân. Bun, băi și fete, și am luat absolut tot ce avem nevoie ca să batem dragonul. Ei bine, avem... Gata, băi și fete, sunt în sfârșit pregătit. Am tras pe dreapta tot ce aveam nevoie. În primul rând avem pâinica în caz că ne chioroie stomacul. Avem ochianele ca să găsim stronghold-ul. Burghiu ca să spargem tot ce trebuie. Și drujba să-i dăm în cap la dragon. Voi ce credeți? O să putem să batem
dragonul cu drujba sau nu, că aparent Nether nu prea a mers cum trebuie. Scrieți la comentarii ce părere aveți, o să meargă sau nu o să meargă. Bun, și avem în ultimul rând și o găleată cu apă, în caz că ne zboară dragonul și nu vrem să aterizăm pe funduleț și să facem bomba și direct papara stim pe peronii, așa că acum hai să dăm primul ochian și să vedem unde e stronghold-ul. Ok, încolo, încolo. Bun, și nu s-a spart nici ochianul, așa că acum hai să-i dăm înainte și să sperăm că nu e prea departe stronghold-ul ăsta. Bun, hai să mai dăm un ochian, ok, tot încolo. Ia uite scuipăcioasele astea de la mine. Ce? Bă, pe cine scui, bă, tu? Bă, cine scui, bă, tu? Vrei să pun drujba pe tine? Ia stai, bă, așa cu-a. Ia, mă, mai scuipă, mă, tu, acum, mai scuipă, mă, tu. Uliu, bă, puiul ăsta la mă, mă. Mamă, n-am mai văzut puiul ăsta la mă până acum. Ia, mă, scuipă și ăsta, oare? Du-te încolo, că scuipă, bă, tu, dar mică vezi să scuipă, nenorocitule. Ia uite-l la el, bă, ce scuipă, bă, el. Ia uite-l, bă, cum merge, bă, ia uite-l, bă. Na, uite-te și tu cum stă numai în gât. Hai, dacă îmi dai scuipă, ta... Mamă, deci m-a scuipat, efectiv. Deci, uite-te și tu, uite-te la el, bă. Bă, dă mic scuipat, bă, lama, uite-te și tu. Iute. Doamne, dați-vă acolo de la mine, norocite. Ok, ok. Mai zici ceva, mai zici ceva de Minecraft-ul ăsta. Ok, uite că nu s-a spart ochianul. Hai să-i dăm înainte și să lăsăm lamele în pace, gen. Ok, o să mai dau încă un ochian aici pentru că am mers ceva timp. Opa, parcă și-a schimbat un pic direcția. Hai, mai băgăm o fisă. Ok, deci trebuie să mergem prin ocean. Hai, mai dăm unul aici. Op. Mă, însă... Ok, și-a schimbat direcția rău de tort. Cred că e posibil să fie pe aici, pe undeva stronghold-ul. Ok, mai dau un ochian. Da, 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 aici ar trebui să fie, aici ar trebui să fie. Bun, bun, bun. Hai să sperăm că e stronghold-ul. Ok, ok, ok. Bun, mă, bun, mă, am intrat în stronghold, am intrat în stronghold. Opa, opa, opa. No, 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 no. Bun, bun, bun. Ok, am găsit stronghold-ul, băie și fete. Hai acum să vedem unde-i portalul, gen. Ok, ok. Mă, ia mă și tu drujba în cap, mă, nenorocitule. Dă-i mă drumul de aici. Dați-mă drumul că vă dau cu drujba în cap. Hai așa să dăm un șobolănei ăștia. Hai să le spargem. Mamă, le-am spart cu burghiu direct. Ok, o străia să ai grijă cu burghiu ăsta. Bă, știi ceva, nici nu mă mai interesează. Hai mă, dă-i drumul piticanii de aici. Bun, hai să dăm drumul la portal, băie și fete. Și, dragonașule, pregătește-te că vin cu drujba după tine. Mamă, chiar sunt curios dacă o să-i dea drujba damage la dragon sau respect. Hai să vedem. Let's go, let's go, let's go. Bun, bun, bun. Mamă, cel mai bun spawn. Perfect, perfect. Dar cred că o să trebuiască să-i spargem cristalele mai întâi și asta o să fie destul de greu pentru că am doar o găleată cu apă, gen. Hai să vedem întâi dacă merge drujba pe Enderman, băie și fete, pentru că ați văzut că Nether nu prea mergea pe Enderman. Dar hai, poate în end merge. Se încarcă, avem rotațiile pe minut. Gata, avem 12.000 de rotații pe minut. 13.000, 14.000, hai să dăm pe el. Ok, da, nu prea pare să aibă efect pe Enderman. Să sperăm că are efect pe dragon totuși. Bun, iar acum hai să încercăm să spargem cristalele. Ok, eu n-am vrut să intru aici, n-am vrut să intru aici. Mă scuzați, domnul dragon, n-am vrut să intru aici. Ia să vedem, mă, merge cu drujba sparte. Ok, cred că pot să le spar și cu mâna, gen. Bun, hai să ne urcăm și să le spargem pe toate, dacă tot. Bam, 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 bam. Oh my god, mamă, cât damage mi-am luat. Ok, încă un cristal, cred că mai avem. Da, 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 uite, ăla mai e singurul. Bun, și știi ceva? MLG. Bam. Oh my god, doamne, cum a lovit dragonul. Hai, acum să ne cocoțăm la ultimul cristal și după îi dăm la dragon cu drujba în cap. Sper să meargă drujba. Hai, ultimul, aia zic, mă, nene. Bun, și acum a mai rămas dragonul, așa că hai să așteptăm să coboare. Până atunci o să ne încărcăm drujba la maxim, băi și fete. Ia, fiți atent, 4-5.000 de rotații pe minut ca mașina de spălat, ești nebun. Hai că se duce, se duce, deja 10.000, 11.000, 12.000 și uite-l că coboară, 13.000, hai cu 20.000 până coboară. Mamă, 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 abia aștept să-i dăm cu drujba în căpău, ia să vedem. Mamă, deci chiar sunt curios dacă o să meargă drujba. Avem 20.000 de rotații pe minut, băie și fete, și ne apropiem de căpățâna dragonului. Hai să vedem, mamă, ești, bă, lol, uite cât de low l-a lăsat. Bine că a fugit el ca un șmecher. Bă, efectiv, i-a spulberat viața în două. Voi vedeți că mai are mai puțin de jumătate viață, efectiv. Gen, nici n-a stat foarte mult, adică cred că 2 secunde i s-a făcut jumătate viață. Ok, deci apare drujba, chiar merge pe dragon. Dar acum trebuie să așteptăm să coboare iară, pentru că a fugit ca un nenorocit, ce e, efectiv. Ok, ok, vrea să coboare, hai, hai, încarcă-te, 5.000, mașină de spălat, dai mai repede, dai mai repede, drujbițo. Hai, 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 10.000, 11.000,
Ai 12.000, mamă, când a făcut 3. Ok, 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 hai pe el, hai, dăm cu 17.000, 18.000 și hai direct pe căpău. Iar a zburat, bă! Bă, mai fugi, mă, nenorocitele. Oare poți să-l prind din aer cu drujba? Vino, mă, încoace, vino, încoace, vino, încoace, vino, încoace. Na, nicio șansă să-l prind din aer cu drujba. Ok, ok, coboară, coboară. Fii atentă că de data asta nu-l mai iert. 20.000 de rotații pe minut. Hai să vedem. Ia, bă, de aici, fraiere. Aia zic, bă, nici nu m-am apropiat bine pe el, că l-am și distrus. Let's go! Și-a bătut Minecraft-ul, băieți și fete, cu o drujbă și un burghiu. Doamne, ce idee tâmpită, efectiv. Ok, păi bă, băieți și fete, dacă v-a plăcut acest clip și mai veți videoclipuri de genul cu idei tâmpite, nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați în caz că n-ați făcut-o, iar noi o să ne vedem data viitoare. Uite, 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 să dați la fel de multe like-uri câte rotații pe minut sunt acolo. Hai că dați 5.000 de like-uri, hai că 6.000, 7.000, ok, mă opresc că nu o să dați atâtea like-uri, dar sper să dați cât mai multe. Eu m-am dus și pa, pa!